ingrediente de data asta sunt mult mai scârboase. Trei concurenți vor fi închiși în aceste secrete. Fiecare o să aleagă cât de o cifră, iar ingredientul scris pe foaie o să fie introdus prin această țeavă. Abonații tăi te vor în sicriu. Oprește-te! Salutare, tuturor, mă numesc Eugen, l-am lângă mine pe Moca, Crispin și Adi, iar astăzi filmăm, din păcate, partea a doua din Cine iese ultimul din sicriu challenge. Am promis că la 10.000 de like-uri postăm următorul video, acum suntem nevoiți să facem și partea a doua a acestui challenge. De ce ați făcut asta? Cea mai tare fază este că de data asta intri tu în sicriu. Eugen, am observat că abonații tăi te vor în sicriu. Numărul de like-uri din videoul precedent este foarte mare și sunt convins că la acest video numărul de like-uri va fi cu mult mai mare. Da, prieteni, apăsați pe butonul de like ca să-l băgăm pe Eugen în sicriu și în partea a treia. Băieți, din câte am înțeles, ingredientele de data asta sunt mult mai scârboase. Eugen, te rog, eu am trecut prin ciment, Moca a trecut prin raci, iar Crispin prin organe de pasăre. Stați puțin. Haideți să nu subestimăm ingredientele. Haideți să vă reamintesc regulile acestui challenge. Trei concurenți vor fi închiși în aceste sicrie. Pe perete avem 22 de foi numerotate cu câte un ingredient secret scris pe verso. Fiecare concurent pe rând o să aleagă câte o cifră, iar ingredientul scris pe foaie o să fie introdus prin această țeavă. Scopul concurenților este să rămână înăuntru până la final sau cât mai mult posibil. Dacă vreți să renunțați, cuvântul pe care trebuie să-l strigați este Bobârnac! Cine va renunța primul, îl vom bombarda din cap până în picioare cu ouă alterate. Iar al doilea care va renunța o să primească în cap 20 litri moare de varză. Pentru că de data asta eu voi fi în sicriu, urmează să alegem un alt prezentator. Am aici 3 pahare, iar pe fundul unuia din ele este marcat un X. Iar acum o să torn suc în pahare și le voi amesteca. Fiecare din voi trebuie să aleagă un pahar și să-l bea, iar cel care va avea X pe fundul paharului va fi noul prezentator al acestui challenge. Eu-l vreau pe asta. Pe asta. Eu nu am nimic pe fund. Eu nu am nimic. Ce? Absolut. Eu am X! Eu am câștigat! Sunt prezentator! Băieți, de data aceasta eu nu voi fi în sicriu! Data trecută am primit eu maioneză în cap. Nu-i cinstit deloc. Ba da, totul este cinstit. Ok, pentru a nu ne murdări hainele, propun să le schimbăm. Nu am înțeles. Eu nu m-am schimbat. Asta nici măcar nu-i curată. Așa, băieți, cine va fi primul? Of, doamne, ok, o să fiu eu primul. Așa. Deoarece sunt cel mai curajos. Vreau să intri. Care sunt ultimele tale cuvinte? Mi-e rușine să cer asta. Hai, ok, spune-mi la urechi. Eu nu cred că asta e posibil. Ce ți-a cerut? Adi dorește ca toate persoanele care privesc acest clip să se aboneze. Păi nu este greu de făcut acest lucru. Prieteni, apăsați pe butonul de subscribe pentru a viziona toate videoclipurile crazy pe care noi le facem. Moca, acum te rog pe tine să intri în sicriu. Care sunt ultimele tale cuvinte? Vreau să spun că nu o să pierd și nu am să renunț din nou. Voi nu aveți idee cât de mult am stat să scot petele de maioneză din chipiu. Eugen, iată că a venit și rândul tău. Te rog să intri. Nu ai idee cât de bucuros sunt să-ți dau această întrebare. Care sunt ultimele tale cuvinte? Vreau doar ca urmăritorii mei să mă susțină cu un like și un comentariu de încurajare. Stai, Crispin! Ce? Scuze că data trecută ți-am introdus lucruri scârboase și am făcut glume pe seama ta. Ok, o să te iert după ce mi-au răzbunarea! Nu! Adi, treci tu, zic eu! Acum! Ok. Dacă în prima parte Eugen doar a glumit când cuie băieți în sicrie, eu fac asta pe adevăratele. Da. O, musca. Vă încui în sicrie! Am un animal de companie, am o muscă cu mine. Cristi! Eu am traumă de la video trecut. Nu mai puteți ieși afară! La fel cum v-am încuiat și eu, da? Eu acuși o să verific. Eu vă încui pe adevăratele! Crispy! Moca, a venit și rândul tău! Oh my god!
Acum că sunt încuiați, putem începe! Adi, ce faci acolo? Ți-e bine? Nu, am niște traume de la episodul trecut. Promit că de data asta va fi mult mai interesant. Așa că te rog să spui un număr de la 1 până la 22. Hai să fie 3. Ești sigur? Da, sunt sigur pentru că sunt 3 sicrii, așa că hai 3 să fie. Să fie 3 atunci. E bine că nu începe cu mine. Ne uităm ce este sub numărul 3. Nu te râde așa, bă, mi-a luat ochelari noi, nu mai vreau să-i pătez arăgiment. Sper să-ți placă asta. Câtă e parte de țeavă, pentru că nu mai vreau pe față. Adi, vreau să-mi spui, care este culoarea ta preferată? Culoarea preferată? Negru? Iar a mea este albastră. Ceva colorat. Eh, din păcate, nu am găsit culoarea ta preferată. Ce-i asta, băi? Verde de briliant. Ce? Oh my god. Nu-i de glumit cu astfel de ingrediente. Sărmanul Adi. Crispin, eu loc tu aveți storm puțin, nu chiar atât de mult. Ești nebun. Bă, data trecută eram de ciment. Acum azi tot verde, mă transformă în pal. Eu știu că verdele de briliant foarte greu se iede pe piele. Eugen, ce faci acolo? Te aștept să vii. Cum te simți? Îți place în sicriu? Păi uite, la moment este cald, este bine. Acum mă înțelegi pe mine cum mă simțeam, da? Te simțeai bine. Pune-mi, te rog, un număr de la 1 până la 22 în afară de 3. 8 este un număr norocos pentru mine. Hai să vedem. Așa, numărul 8. Să vedem ce ingredient se ascunde sub el. Ce e acolo? Eugen, sper să-ți placă. Este primul ingredient și sincer mi-e frică. Uitați-vă ce avem aici. Sunt foarte ghimpoși. Eugen, ești pregătit? Nu sunt pregătit. Ce e acolo? Ceva verde. Iarăși verde. Sper că nu iarăși verde de briliant. Eugen, spune-mi, te rog, dar ție îți plac florile? Da, sunt drăguțe. Sper să-ți placă și acestea. Cum ești? Priviți, aici mi-au rămas spinii de cactus. Moar de râs. O să fiu eu prezentator data viitoare. O să-i întorc lui Crispin și lui Eugen. De la țeavă până aici, cred că sunt 60 de centimetri. Închipuiți-vă cum cade, cu ce viteză. Moca, cum ești acolo? Cum te simți? Foarte confortabil până când. Mă bucur pentru tine. Un număr de la 1 până la 22. 10. 10? Interesant. Ce poate fi interesant sub numărul 10? Sper că Moca iubește vodka. Haideți să vedem. Să mă acoper sau nu? Moca? Da? Nu ți-e sete? Nu e cam cald acolo? Aaa, e lichid. Sper să nu fie rece. Dar ți-e sete, spune-mi sincer. De apă, da. Sau Coca-Cola. Sper că asta tot îți va plăcea. Ce s-a întâmplat? Ce e asta, Moca? Birt? Aaa, nu mai turna! Nu mai vrei să bei? Nu, bine că mi-ai căzut nimic în ochi. Mamă, ce-i de tare. Nu pot respira. Adi, ce faci? Mă bucur că mă transform în Hulk. Să știi că din cauza ta mi-am colorat și eu mâinile în verde. Mai deși miros aici. Trebuie să terminăm ingredientele. Spune-mi un număr. 11. Ce se ascunde sub numărul 11? Mirosul de la acest spirit deja mă amețește. Așa. Adi, ai înfometat acolo? Ceva de mâncare. Sper doar să fie delicios. S-o adoră toți copiii. Iarăși, Adi e cu mâncărurile. Ok, hai să văd, hai. What the fuck, ce-i asta, ce-i asta? E înghețată, Adi, cum să nu-ți placă? Tu nu-mi place! Toți o adoră. Îți pun mai multă să te saturi. Mi-a înghețat partea dreaptă corpului de la înghețata asta rece. Eugen, ți-au plăcut floricelile mele? Eu ți-am pus ingrediente care nu te-au rănit. Eu am zis că mi-au răzbunarea, dar răzbunarea mea e dureroasă. Ok, spune-mi atunci alt număr. Numărul 4. Haideți să ne uităm ce se ascunde sub numărul 4. Nu-ți spun, vei vedea. Reacția ta nu-mi place. Pentru a prepara noroiul vom avea nevoie de țărână și desigur de apă. Pentru Eugen nu mi-e jale nici de țărână și nici de apă. Sper să-i placă lui Eugen. Știu de ce este foarte vesel când a văzut ce se află sub numărul 4. Eugen, eu am venit. Da, ce ai acolo? Te las pe tine să-mi spui. Nu, vreau mai întâi să-mi zici. Fii pregătit. Oprește-te! S
Sărmanul Eugen. Ce e asta, Eugen? Nu știu, ceva negru. A, și e rece. Coca-Cola. Ador sunetul suferințului, Eugen. Pur și simplu muzică pentru urechile mele. Ce e asta? Gusto, poate delicioasă. Moca, spune ce a primit, Eugen. Ciocolată. Eugen, ce ai primit? Nu știu ce-i. Nu are miros. Noroi. Unde e musca aia? Eu aveam o muscă cu mine. Nu are niciun miros. Cum te simți acolo? A dispărut mirosul de vodka? Posibil, a dispărut mirosul meu. Sper că această lecție te va învăța că nu e bine să consumi băuturi alcoolice. Spune-mi un număr de la 1 la 22. 13. Știi că de obicei numărul 13 aduce ghinion la mulți. Sunt născut pe 13, așa că adu cifra. Fie, cum zici tu. Păi, de ce am ales 13? Mie mereu mi-e frică de 13. Și data trecută am ales 13 și acum tot? Dar Moca spune că pentru el este un număr norocos. Are noroc! Cum am putut să uit? Uitați-vă bastonașii noștri. Sper că Moca mănâncă bastonașa. Eu le ador. Moca, sper să-ți placă foarte mult. Opa! E bun, e bun. Ai avut noroc de această dată. Numărul 13 este norocos. Într-adevăr, numărul 13 este norocos. Sper că îți plac bastonașii. Serios, bă, bastonașii. Mai vrei sau îți ajung? Da, torni. Hai că îți dau tot pachetul înăuntru. Torni că eu aici deja zbat. Să te saturi. Ador să filmezi challenge. Vreau și eu bastonașe! Adi, ai mâncat deja înghețata? Da. Mi-e frig! Ok, spune atunci un număr, poate te încălzesc eu cu ceva. 1. 1? Tu joci periculos. Fie. Are noroc. Sunt sigur că o să-l întrebe. Adi, ți-e foame? Iată și delicioasa noastră miere. Delicioasa ce? What the? Miere? Da! Și aia e lipicioasă. V-am zis eu că o să fie ceva de mâncat. Băi, eu înțeleg, familia mea e ursul, dar chiar miere, serios, bă. Tu acolo deja poți să mănânci înghețată cu miere. Păi da, înghețată cu miere și cu verde briliant. Yay! Cea mai delicioasă combinație. Vreau și eu miere de albine. Să-i stori și ție puțină miere. Nu, 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 nu. Bine, bine, te las în pace până când. Probabil sunt puțin amețit. Mi-a dispărut mirosul. Nu am corona. Trezirea! Sunt treaz, nu am cum să dorm. Foarte bine, cum te simți acolo? Nu prea bine. Mă bucur foarte mult. Așteptam acest moment de săptămâni bune, îți dai seama. Crispin, nu doar tu ai așteptat momentul ăsta. Toți am așteptat asta. Am văzut doar câte comentarii ați lăsat că vreți să-l vedeți pe Eugen în secret. Și uite că s-a realizat, doamne. Da, și apropo, noi citim toate comentariile. Vreau un număr. Numărul 9? Fie numărul 9. Este doar butonul de subscribe. Asta înseamnă că nu trebuie să uitați să vă abonați la canal. Apăsați mai rapid. Butonul de subscribe? Eugen, vreau să-ți spun că ești un norocos. Ai câștigat butonul de subscribe. Dar sunt curios, este roșu sau gri? Este roșu până când. Dar persoanele care ne privesc acum pot schimba acest lucru ca el să fie gri. Corect, apăsați chiar acum butonul de subscribe ca să fie gri, ca să nu pierdeți clipurile ce urmează. Moca! Crispy! Tu încă mănânci acolo? Da, eu am pufuleți până mâine dimineață. Ok, știi de ce am venit la tine? Probabil ceri un număr. Sigur, zi. Scrie 07 5 4 5 9. Să fie 2! 2! 2! Să fie 2 atunci! Sper că de data aceasta sub numărul 2 este ceva scârbos. Pentru că vreau să sufere Moca. Moca, vreau să-ți spun că ești un norocos. Iar? Iarăși. Ți-a căzut sub numărul 2 o mite. Asta înseamnă că nu ți-a dat nimic de această dată. Really? Lui Moca e căzut o mite. Lui Eugen un buton de subscribe și mite. Ești într-adevăr un norocos. Dar încă challenge-ul nu s-a terminat. Adi? 4, a fost ales. 4 nu este deja. 5, l-am putut la rând. Să ne uităm ce este sub numărul 5. Adi, vreau să-mi spui când ultima dată ai fost tu la un frigărui? O lună în urmă, parc. Și de ce ai nevoie pentru a face un frigărui foarte bun, gustos? Carne. Pentru a face frigărui ai nevoie de dispoziție bună și cât mai mulți prieteni. Încă ce? Bă, eu sper că nu introduci ficat de găină ea. Adi, nu uita de foc! What? Focul este foarte important! Ce e asta? A, cărbuniți doar.
smit. Îți ajung sau să-ți mai dau? Mi-ajung, dar mă rog, eu dacă zic ajung, tu mă torn. Noi suntem deja 700 de mii pe acest canal. Vă închipuiți dacă să organizăm un frigărui cu toți 700 de mii de urmăritori? Cred că ar fi foarte fain. Eugen! Iarăși la mine! Iarăși la tine! De ce așa repede? Pentru că mi-a fost dor de tine, ție, nu? Nu, nu mi-a fost! O, ce miros vine de la tine! Eu nici nu știu cum miroase în acest secret. Vreau mai repede să-mi zici că nu mai sunt ingrediente să ieșim. Pune-mi un număr. Ce numere mai sunt acolo? Este 6, 7, 12, 14 și până la 22 deja. Stai. 18. Ok. Sper să fie ceva scârbos pentru că eu vreau să mă răzbun de Eugen. Oare dacă pun cărbunii ăștia prin țeava asta, să blocheze tot, să coate gentrișat sau nu? Iată și bursica noastră. Mi-am luat mănuși. Eugen, ce faci? Cum te simți? Este un ingredient mai deosebit. L-am colectat tocmai din pădure. Probabil sunt ciuperci. Ciuperci? Frunze? Frunze? Nu, Eugen, prea simplu frunze. Ești prea aproape. Pământ mi-ai pus deja. Pe pământ vreau să mai adaug ceva. Ce e asta? Pune mâna și vei vedea. Îți vei da seama. Mâna mi este murdară, păi este urzică. Corect. Aaa, așa mult! Hey! Oh my god, urzică. Este urzică vie care înțeapă foarte tare chiar și pe mănuș. Eu mă bucur, Eugen. De ce te bucuri? Deoarece e răzbunare, dulce răzbunare. Aaa, de ce mi-ai pus atât? Aveți grijă la urzică. Mai întâi cactus, după care urzică. O să o înlătur de aici. Moca! Da! Vreau un număr. 7! Moca, cât de des faci baie? Bă, în fiecare zi, ce întrebare asta? Da, de câte ori speli rufele? Le spală mama. A, mama ți le spală. Păi acum vreau să-ți arăt ce se întâmplă dacă nu speli șosetele. O șosetă murdare, două șosete murdare. Cine le-a purtat? Crispin! Cred că sunt ale lui. Uitați-vă ce șosete murdare poartă Crispin. Ade, e gata frigăruiul? Da, fac acum structura, dacă îmi dai și chibrit. Nu, da chibrit. Spune-mi un număr, poate mai primești carne ceva pe acolo. Fără carne. Ok, numărul 22, hai. 22, să ne uităm ce ingrediențe ascunde sub numărul 22. God. Pentru a face acest lucru vom avea nevoie de... Și de... Să nu audă. Moca, ești bine? Mai ai oxigen? Le-am îndepărtat. Ai reușit să lingi cactusii. O să ai multe like-uri. Multe like-uri? Dacă eu vreau să am like-uri, dar nu prin a linge cactus. Edi, puneai tu că ai nevoie de foc, ți-aduce aminte? Păi uite, nu ți-am adus chiar foc, dar tot ceva fierbinte, poate să te încălzești puțin. Fierbinte? Bă, ce e asta? Aaa, fierbinte! Aaa, fierbinte! Îmi pare rău, Adi! Îmi pare foarte rău! Aaa, fierbinte! Aaa! Asta este ceară! Este ceară topită! Ceară, oh my god! Poți să-l arzi, Crispin! Îmi pare rău dacă te-a durut. Unele din picături, da, au căzut pe cărbuni. Ok, înghețata a ajutat pentru că e rece și m-a protejat puțin de lumânare, dar oricum e fierbinte. Sunt curios dacă este opțiunea de a ieși la baie. Pentru că foarte tare simt că vreau să ies la baie, dar sunt închis. Eugen! Ești nebun? Ceară topită? Să știi că nu eu am ales ingredientele, dar o persoană din spatele proiectului Orange Blue. Zi-mi un număr. Au mai rămas puține. Ai posibilitatea să le alegi pe cele mai bune acum. Numărul 14? 14. Da, este. Sper că e ceva scârbos. Ceva gustos! În sfârșit, ceva gustos! Ceva de mâncare. Stai cu mâinile întinse pentru a putea imediat să să mănânci asta. Am doar o mână aici. Încearcă cu o mână. Se mișcă! Râme! Da, sunt râme! Oprește-te! Îți mai dau câteva! Da! Ce dulce este răzbunarea! Se mișcă!
Bobârnac, strigă Bobârnac. Cum așa? Râmi, acolo este și pământ. Ele se vor simți ca acasă. Dulce răzbunare. Oh my god, cum arată pe tine? Le simt cum se mișcă. Sper să se intre vreuna prin urechi. Eu mă tem de râme foarte tare. Nu știu ce vorbeau băieții la început de partea a treia. Eu nu vreau partea a treia. Sper ca acest video să nu adune multe like-uri. Eu aud ce zice Eugen. Sper ca acest video să adune foarte multe like-uri. Eugen zici că nu vrea partea a treia. Eu vreau din tot sufletul partea a treia. Rog, există șanse 50-50 să fiu iarăși în secret, dar vreau partea a treia. Le simt cum se mișcă pe mine. O să rezist, nu o să zic cuvântul Bobârnac, deoarece nu vreau din cap până în picioare ouă alterate. Mai sunt 8 ingrediente. Moca? Da? Ce faci? Cum te simți? Zi-mi un număr, te rog. 15. Fie. Noi când am fost norocos, sper să fiu norocos până la sfârșit. Pentru a face cel mai gustos smoothie de pe Terra, vom avea nevoie de șprot, nu ulei. Ăsta e bun. Cred că o să gust o leacă. Moca, îți fac cel mai gustos smoothie. După care mai punem brânză. Și desigur câțiva căței de usturoi pentru a-i oferi un gust mai intens. Am adăugat usturoiul, iar acum mai punem puțin apă pentru ca totul să se mixeze. Wow. Eugen, cum se simt râmele la tine pe piept? Toate vor să plece în direcții diferite. Credeam că se simt ca acasă. Au și pământ și urzică și de toate. Pământ, au urzică, dar nu cred că se simt ca acasă. Nu au dragoste. Iar noi pe voi vă iubim, dragi urmăritori. Eu nu mă simt ca acasă. Oribil. Dacă ar fi după mine, aș pune aici un lipici. Și doar aș imita emoții. Ideea este foarte bună. Cred că o să încerc să fac asta în episodul 3, dacă nu o să mă observe băieții că am lipici în buzunar. Ai înfometat în secret? Am auzit mixerul și vreau să-ți spun mulțumesc pentru mic dejunul pe care mi l-ai pregătit. Este banane cu lapte acolo? Da, sigur. Sper să-ți placă. Hai că o aștept. Cu mare drag. Ai, bunio! Nu. M-am liniștit. Am înțeles că orice challenge se termină cu purcării din astea. Ce e asta? Este usturoi, pește și brânză. Mă întreb unde pleacă această râmă. Stai aici. Știți de ce mi-e frică acum? Pentru că nu văd nicio râmă pe mine. De fapt, sunt aici câteva. Restul au plecat. Sper că nu sunt sub mine. Edi, uite că a venit și rândul tău. Zi-mi un număr. Nu mai minte așa să pe capac. 20. Ce ingredient se ascunde sub numărul 20? Un ingredient bun. Edi, vreau să-ți spun că de această dată ai noroc. Nu cred, dar... Hei, bomboane! Ești bomboane! Dă-le-n coa, dă-le-n coa, dă-le-n coa. Poți să le mănânci. De ce nu la fiecare challenge? O chestie de asta care o să mănânc și să fie ok. Vreau și eu bomboane! Nu, pentru tine bomboane nu sunt. Dar alege alt ingredient. Zi-mi un număr. Să aleg oare numărul 6? Păi nu știu. Da, să fie 6. Ce se ascunde în spatele numărului 6? Eugen, ești un norocos! Ce e acolo? Hai ceva foarte, foarte gustos. Zi-mi, te rog, dacă e grețos sau nu. Nu e grețos, e ceva comestibil, ceva delicios, ceva de sezon. Ce e acolo? Ce e asta? Sunt mici. Asta nu seamănă a mic. E mic în stare proaspătă, trebuie doar pregătiți. Și ca să fie mai gustos și storni și puțin ketchup. Nu, trebuie să fie muștar. Muștarul se mămâne. No! Oh, e rece. Delicios. Eugenie, îți doresc poftă bună acolo. E un miros oribil. Am o idee, când îți vei Crispin data viitoare la mine, îmi trebuie de un număr, o să iau bucat de cărbuni și o să-i arunc prin țeavul sus, poate îl nimeresc. O să încerc că mă bomboană, gând dacă observ. Au! Moca, cum te simți? Eu simt miros de usturoi chiar de aici. Da, deloc bine nu mă simt. Zi-mi un număr. Râmele au început să se agite. Râmă, e foarte rău. Râmă asta nu e ok. Râmă cred că e cel mai grețos.
Mulțumesc că nu mi-a picat rimile. Este un miros oribil. Rima! Moca! Da, îmi spui, te rog, mă anunț când tu, dar nu așa pe neprins de veste cum data trecut. Oi, Moca, sper să-ți placă. Ce-a căzut? Acum nu ești singur în sicriu. Au fost viermi. Nu pot privesc, mă, nu vreau să mă ula dânsele, băi, termină. Ce faci, lomori? Hai să terminăm mai repede, mai repede, mai repede, să terminăm, nu mai pot. Boca, te împaci cu ei. Fii atent că-i poți să te mănânce. Te mănâncă de viu. Nu vreau să le privesc, că sunt foarte mutați, mă, voi ce să faci aici, aru. Și apropo, voi în comentarii să nu scrieți deloc idei de obiecte, de chestii care se introducă aici în sicriu, deoarece cel mai probabil de acolo se inspiră, pentru că știu că avem cea mai crazy și cea mai nebună comunitate care dă doar idei trăsnite. Așa că vă rog, nu scrieți idei de chestii nașpa, vă rog, doar lucruri bune. Edi! Da. Zi-mi un număr! Ai noroc că ai scăpat de viermi! Se îndreaptă spre gâtul meu. Cred că ele sunt cele mai fericite. Au găsit mâncare peste tot. 21. Haideți acum să ne uităm ce este în spatele numărului 21. E bun. Edi, vreau să zic că ești un norocos. Astăzi ai avut doar delicii la tine. Înghețată, bomboane, cărboni, verde de briliant. Miere ai avut. Te-ai îndulcit astăzi. Acum iarăși ai un ingredient. Ce dulce. Ce asta? Pot să o gust, e gustoasă. Nu, mai bine, nu, ce e asta, bă? Nu-ți dai seama ce e asta? După miros. Lapte condensat? Da, este lapte condensat! Eugen, e gata frigăruiu? Nu e gata, o să te servesc și pe tine când o să ieși de aici. Mamă, dar ce miros vine de la tine din sicriu. Oh my god. De piper iute. Mai zi un număr, au rămas doar 3. 16. O, Eugen, să știi că mă simt perfect astăzi. Mă răzbun pe deplin pe tine. Nu, ce-i asta? Ce-i asta? Este clei! Clei de real! Ajunge! Nu vreau să vă... Oh. Este toxic, mi-ajunge! A, da, cleiul e toxic. Sper că-ți place mirosul dinăuntru. Râmele mele iar au început să se agite, se apropie spre fața mea. Moca, ce fac prietenii tăi de companie? Asta-i, doamne, feriește. Văd că mănâncă din smoothie-ul meu. Da, nu mă mănâncă pe mine. Hai, mai zi-mi un număr, au rămas doar 2. 12 și 19. Dă-i cu 12. 12. Moca, eu vin la tine! Bagă, cred că mai scârbos decât viermii ăștia nu poate fi nimica. De fapt, doar voi știți ce poate fi. Scriți în comentarii ce vreți să urmeze în următorul challenge. Ce-i asta? Gheață! Asta-i nimica toată, dar este tare! Tare! Îți place gheața? Poate răcorește puțin. Adi, mai reziști? Mai rezist. Câte numere au mai rămas? A rămas doar unul, dar dacă nu reziști, nu uita de cuvântul bobârnac. Nu, 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 nu-l folosesc acum. A rămas doar un ingredient și este la Adi, ceea ce înseamnă că am câștigat acest challenge. De fapt, niciunul din băieți nu a ieșit. A rămas doar un ingredient și sunt sigur că Adi va rezista. Reziști la ultimul, da? Hai să vedem ce se ascunde în spatele numărului 19. Adi, zi ce alegi, roșu sau negru? Roșu sau negru? Alege din două una. Ok, negru. Negru, fie negru. Ce asta? Ohai! Ce se astea, Adi? Nu suport icrele. Lui Adi i-a picat icre. Cât este de scârbos icre. Nici nu vreau să te aud, Adi. Vezi cât de norocos ești astăzi, doar mâncare ai avut. De ce nu ieșim de aici? Scoate-mă mai repede! Pentru că sunteți încuiați! Deschide! Păi challenge-ul s-a finisat, după idee trebuie să ne eliberezi. Și iese că toți ați câștigat, chiar nimeni din voi nu a renunțat.
Sunteți atât de curajoși chiar. Eliberează-ne! Ai mai repeta o dată. Gata, scoate-ne! Dai mai repeta o dată. Doar dacă acest video adună 80.000 de like-uri. Eu le-am zis abonaților mei. Dragi abonați, totul este în mâinile voastre. Dacă doriți încă o dată să-l vedeți pe Eugen în sicriu, apăsați butonul like. Suntem siguri că putem strânge suma de 80.000 de like-uri. N-o să se întâmple asta. Băieți, acum vă descui, sunteți liberi! Libertate, libertate, libertate! Oho! Ce cu tine, Adi? Mai repede la mine! Eugen, iată că te scot și pe tine! Ești liber! Oh my god! Sunt râmi! Oribil! Lume, ce spuneți? Îl eliberăm și pe Moca sau nu? Totul se mișcă în jurul meu. Îl mai lăsăm? El are vierme acolo. Mie totuși mi-e jale de Moca, așa că îi ofer libertate. A rezistat tot challenge-ul. Moca! Uitați-vă și am lângă mine! El se mișcă! Uitați-vă la picioarele tale au ajuns, sunt peste tot! Dacă să-mi trau și fanta voi. Hai spune, râmile tale sau viermii mei? Care ingredientul este mai scârbos? Viermii mei sau râmele lui? Râmele comentarii, să vedem! Băieți, arătați oribil! Să știți că îmi place extraordinar de mult rolul de prezentator. Îl iubesc! Data viitoare ți-l fur, după cât am îndurat acum. Comentarii că data viitoare tot eu să fiu prezentator. Vă rog din tot sufletul! Hai, o să fie următorul challenge. De ce? Ți-e frică? Le-am zis dacă adunăm 80 de mii. 80 de mii? Este foarte mult. Măi, este mult. Da, este mult, dar e posibil. E posibil. El nu vrea. Eu tot vreau. Eu vreau să te mai văd în sicriu. Nu o să se adune 80 de mii. Se vor aduna. Urmăritorii noștri pot face absolut totul. Vă mulțumim că ne urmăriți și ne susțineți. Cu voi a fost Crispin, Moca și Adi. Ne revedem data viitoare. Vă salutăm! Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. La tine râmele pleacă direcții diferite, dar la Moca pleacă prin el. Floricele pe câmpii, al să le adună în copii. Ok, haideți, ok.